lămuresc puțin lucrurile, pentru că au fost prezentate cumva de format și pe presă am văzut, și de către unii consilieri, vă rog, oameni cu diferite funcții, care au încercat să insinueze faptul că, vezi, Doamne, vrea Stan să provoace răzmeriță și vrea să răzmeriță, vreau să vă duchnească, am pronunțat cuvântul. Vrea să destabilizeze activitatea Consiliului Local și trage de timp ca să mai câștige câteva zile de mandat. Vreau să vă spun că sunt la fel de nerăbdător ca și viitorul primar, eu să scap de el și el ca să-l preia, sunt convins. Dar am vrut să mă fac înțeles și să înțeleagă toată lumea care a fost demersul acestei încercări de a pune până la urmă democrația la locul ei. Mi se pare anormal, nefiresc, ca atunci când alegerile s-au desfășurat, nu s-au desfășurat. Și eu sper că mai devreme sau mai târziu, cine vrea, poate să și afle mai multe de cum s-au desfășurat alegerile. Da, ca rezultat, având în vedere că scorul a fost atât de strâns, și numai eu, de pe poziția a treia, reprezint aproape 20.000 de cetățeni ai Galaciului, 20.000 de cetățeni care am convingerea că nu sunt regimentați politic, sunt până la urmă cei care m-au apreciat și mi-au apreciat activitatea în acești 4 ani. Având în vedere că diferența este atât de mică între locul 1, locul 2 și locul 3, am considerat că democratic este ca atunci când se iau niște decizii vis-a-vis de oraș, de constituirea Consiliului și toate lucrurile care urmează a fi puse pe rol pentru buna funcționare a orașului, era normal ca și celelalte două, cel puțin, celelalte două părți care înseamnă mai mult decât înseamnă celelalte părți adunate la un loc, să fie consultate.